ați venit la cea de-a doua, cel de-al doilea acest eveniment realizat în zilele acestea în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, cu binecuvântarea Înaltului Sfințitului Părinte Arhiepiscop, care este astăzi prezent, ne face onoarea să fie astăzi prezent. Eveniment de excepție, după părerea mea, prin conținutul lui, în primul rând, și în al doilea rând, prin invitații care ne bucură. Este vorba despre România, jertfă și memorie. Asociația Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei este gazda acestui eveniment. Ateneul Popular este spațiul în care el se derulează. Invitații noștri sunt graficiana, doamna Aida Șuștăr-Boțan, cea care a realizat aceste echipuri, scriitorul Mihai Gheorghiu, președintele Platformei Civice Apolitice împreună, și părintele profesor Gheorghe Holbea, spuneam și aseară la Buzău, duhovnic cu multora dintre noi. Evenimentul își propune în zilele acestea să aducă în fața românilor modelele de jertfă pe care acești sfinți mărturisitori le-au reprezentat, modele care, atenție, în opinia noastră a asociației care organizăm acest eveniment, nu sunt doar niște modele exterioare nouă, care ne încălzesc din când în când inimile, care ne mângâie din când în când tristețile, durerile, dilemele, neînțelegerile acestui veac, ci sunt modele care ar trebui să ne definească sub aspectul identității noastre, sub aspectul puterii și a tăriei noastre de a ne apăra valorile, sub aspectul puterii și tăriei de a transmite aceste valori mai departe generației următoare. Pentru că, și acesta este adevăratul scop al evenimentului, pentru că dacă doar ne uităm la ei, dacă doar ne rugăm lor, dacă doar din când în când le aducem o mică ofrandă de gând, de rugăciune, de suflet, un mic crâmpei din dragostea noastră, eu cred că nu este suficient. Eu cred că socoteală vom da despre cât și cum am transmis generației următoare adevărul despre jertfa lor. Și de aceea evenimentul se intitulează România, punct, jertfă și memorie. Pentru că în această jertfă, în această jertfă și memorie cumulată se găsește România. România nu este doar jertfa lor, România de azi este memoria noastră despre jertfa lor. Aceasta este o componentă la fel de importantă ca și jertfa în sine, chiar dacă e mai ușor de dus, după măsura puterilor noastre, mult mai slabe decât ale lor. Dar sunt absolut convinsă și noi, Asociația Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, suntem absolut convinse că numai în măsura în care dăm conținut memoriei lor și cum putem da conținut memoriei lor altfel decât transmițând conținutul valorilor pe care ei le-au apărat cu prețul vieții lor, cu prețul demnităților, cu prețul ființei lor. Aparent și doar aparent au ales cerul și nu trădarea. Au ales pe Dumnezeu și nu diavolul. Au ales să iubească și nu să urască. Să apere și să nu să trădeze. În realitate, ceea ce ei au făcut, au fost puntea dintre trecut și prezent. Dacă noi nu înțelegem că același lucru ni se cere și nouă, să fim punte între ei și generația următoare, înseamnă că jertfa lor a fost inutilă. Sigur, în economia dumnezească nu i-a fost inutilă, dar pentru România ea a fost inutilă.
Și de aceea consider că România, punct, este la oaltă jertfa lor și memoria noastră. O să încep prin a ruga pe graficiana Aida Șușter-Bolțan, pe care o rog să stea jos, nu e nevoie să ridice Aida. Aida este pentru mine, vă mărturisesc și o mai spun o dată, seara auzit-o pentru prima dată în public și am așa o bucurie să o spun. Aida este pentru mine un model de delicatețe feminină, nu prin aparența a ceea ce înseamnă delicatețea feminină, ci prin eleganța, prin reținerea cu care ea se lasă pe ea la o parte ca să-L lase pe Dumnezeu să lucreze în ea. Deși este o persoană care, ca noi, multe femei, are un serviciu extrem, extrem de epuizant, lucrează la Spitalul de Boli Nervoase din Botoșani. Deși are o viață în care cotidianul este la fel de greu de dus ca al oricăreia dintre noi, Aida consideră că e mai important ceea ce vrea Dumnezeu de la ea și îl lasă pe Dumnezeu să lucreze el însuși talentul pe care l-a primit. Și astfel eu îmi explic lumina și detaliile minunate din aceste lucrări de artă. Aida, ce reprezintă pentru tine această jertfă pe care o aduci și ce ai vrea tu să facem noi cu ea? Că nu-i suficient doar să ne dăruiești. În primul rând, mulțumesc, Corine, pentru cuvintele frumoase și să vă mărturisesc că sunt extrem de bucuroasă să mă aflu aici cu voi azi, că ați ales să fiți alături de noi în această după-amiază. Aș mulțumi organizatorilor pentru că s-au implicat atât de mult și atât de frumos. Și aș începe prin a spune că pentru mine această expoziție mi-a dat un sens. Un sens vieții mele. Inițial s-a dorit a fi, și o să vedeți pe parcursul acestei întâlniri, o expoziție itinerantă și a devenit o expoziție itinerantă. Ea a călătorit în mai multe județe, în Botoșani, Suceava, Buzău, București, în diferite muzee și galerii de artă și seminarii chiar. Și cu ajutorul lui Dumnezeu sperăm să nu se oprească drumul ei. A fost de la început un proiect de suflet, un proiect drag mie, un proiect curajos, dar Dumnezeu mi-a dat putere să-l înfăptuiesc. Și sper ca și în continuare acest proiect să aibă continuitate. Sper să primesc sprijinul celor dragi pe această cale. Le mulțumesc tuturor pentru că fără cei apropiați eu nu aș fi ajuns aici. Și pentru a înțelege mai bine motivul pentru care eu am ales această temă, am să încep un citat. Poporul sau cine nu-și cunoaște trecutul, cine nu-și respectă înaintașii, nu va ști să credească un viitor și va repeta greșelile trecutului. Este o frază pe care n-ar trebui să o uităm. Pentru că în această situație noi avem obligația de a lăsa o moștenire, această memorie a lor. Aș vrea să spun că cu regret recunosc, deși aflasem de viața lor, aflasem de existența lor, foarte târziu am aflat despre jertfa lor, despre viața lor, despre suferința pe care i-au suportat-o în fostul regim. Jertfă, un cuvânt care pentru mine a fost total de neînțeles odinioară. Nu înțelegeam sensul, nu acceptam ideea de jertfă și nu știam că jertfa poate fi atât de frumoasă. Jertfa lor, dacă n-ar fi fost, noi nu am fi avut modele adevărate, modele de curaj, modele de înțelepciune și modele de credință, modele care trebuie lăsate tinerilor. Din păcate, nici tinerii și mulți dintre adulți nu-i cunosc cu adevărat, nu le cunosc suferința și viața. Este un mare neajuns. Ba din contra se încearcă și încerc iertare că îndrăznesc să spun denigrarea lor și din punctul meu de vedere ca și cum ți-ai negat părinții
Nu doar că îi avem de modele, dar avem o pleiadă de rugători în cer pentru noi. Este o șansă imensă, o șansă la mântuire pentru noi, ca popor. Nu ar trebui să uităm asta. Părintele Arsenie Papaciuc a spus, comunismul a umplut cerul de sfinți. Și indiferent de motivele fabricate pentru a fi închiriși, pentru că, nu știu dacă știți, dar ei n-aveau nicio vină. Nu au avut nicio vină reală. Singura lor vină a fost că erau oameni cu adevărat credincioși și erau credință în ei de nestruncinat. Ei, pentru acest motiv, au fost torturați, închiși, au fost umiliți. Cum nici măcar nu ne putem imagina. Totuși, ei au reușit să transforme acele închisori în adevărul mănăstiri. Cred că ați mai auzit această zicală, această vorbă frumoasă. Să știți că pentru mine, în ziua de azi, arta a căpătat cu totul alt sens. Reprezintă, în primul rând, legătura mea cu Dumnezeu. Este cu totul altceva decât era odinioară. Legătură foarte importantă pentru mine. Ea mi-a dat un sens. Și nu știu dacă știți cu adevărat după ce tânjește omul în ziua de azi. Cred că știți undeva așa în suflet, în adâncul sufletului, după iubire și sens. Îs singurile lucruri care le caută om în disperare toată viața, dar nu o face conștient. Iar când sensul și iubirea vin de la Dumnezeu, atunci apare împăcarea noastră cu conștiința, atunci înțelegem sensul nostru în viață și sensul meu l-am găsit, mi-am găsit calea și îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-a îndurat de mine și mi-a dat această șansă să mă apropii de El în acest mod. În final, aș vrea să mărturisesc faptul că nu sunt un artist al vorbelor, ci al condeiului, al personului. Și pentru că sunt alte persoane mult mai vrednice de a folosi cuvântul artă și pentru că cuvântul vine de la Dumnezeu, nu-i așa? O să invit pe domnul Mihai Gheorgheu sau doamna Corina să continue. Vă mulțumesc din suflet că m-ați ascultat. Vorbește puțin, pentru că desenează frumos. Dar ceea ce vorbește este foarte esențializat și, într-adevăr, am putea să nu mai vorbim nimic după tot ce a spus ea. Dar acum, totuși, acesta e scopul în această seară, să vorbim despre ei și mai ales să facem o ancoră cu viața noastră și cu măsura în care noi chiar transmitem copiilor noștri acest dat extraordinar pe care ei ne l-au lăsat. Așa văd eu lucrurile, așa vede o mamă lucrurile. Ei ne-au făcut un loc în cer, nouă ca neam. Iar noi, ce facem noi cu acest loc în cer? Presupune și mult, și un standard foarte ridicat de așteptare, probabil, pe care l-are Dumnezeu de la noi, după ce astfel de oameni a primit, presupune o responsabilitate foarte mare din partea noastră și mai presupune ceva. Presupune o luciditate. Pentru că degeaba suntem buni dacă nu suntem lucizi. Degeaba suntem credincioși dacă nu suntem lucizi. Dacă nu vedem lucrurile exact așa cum sunt, riscăm să ne rătăcim de la adevăr. Părintele Arsenie Papacioc are pentru mine cea mai frumoasă definiție a smereniei. Smerenia înseamnă să te vezi pe tine și lucrurile din jurul tău exact așa cum ești și cum sunt ele. Nu să-ți imaginezi că dacă tu ești bun, înseamnă că, uite, totul e în regulă. Nu. A fi lucid înseamnă a nu te depărta de la adevărul din viața ta. Domnule Mihai Gheorgheu, ați scris în cea mai completă monografie despre Mircea Eliade, care s-a scris în literatura română și universală. Ați scris foarte multe lucruri despre
condiția umană, nu doar așa cum este ea văzută la acest istoric al religiilor, care apropo considera că sacrul ține de, că e o chestiune ontologică, că ține de structura fundamentală umană, sacrul. Dar tot Mircea Eliade spunea la un moment dat că v-a ajutat mult de tot să închidem telefoanele mobile. E foarte supărător. Spunea la un moment dat că de ce depinde capacitatea omului de supraviețuire? De capacitatea lui de a transfigura realitatea, de a transfigura suferința. Căutarea sensului este fundamentală. Practic, nici nu concepi lucrurile în afara sensului. Asta pe de o parte, raportat la aceste modele. Pe de altă parte, spuneți într-o altă carte, cutremurătoare prin adevărul și luciditatea ei, cutremurător de lucidă, spuneți două lucruri fundamentale legate de tema aceasta, chiar dacă nu faceți referire specific la ea. Spuneți așa, problema libertății este legată indisolubil de problema morții. Nu pot fi cu adevărat liber decât dacă știu ce este libertatea mea. Nu sunt cu adevărat liber decât dacă înțeleg ce înseamnă moartea mea, care este prețul ei și al vieții totodată. Pe de o parte. Iar pe de altă parte, probabil cea mai frumoasă idee din această carte și legată de ei, raportat la noi. Și vă rog mult, legat de aceste aspecte, să ne lămuriți. Spuneți așa, în permanență, celălalt mă poate descoperi pe mine însumi. În celălalt eu mă pot revedea pe mine însumi, după cum mă pot ascunde sau nega. Celălalt poate fi infernul meu sau libertatea mea. Întrebarea legată de aceste trei idei, transfigurarea suferinței și sensul, doi, capacitatea lor de a înțelege valoarea morții și a vieții. Și trei, legat de noi. Cum ne vedem noi în ei? Ne vedem noi în ei? Sau doar îi ținem cumva în exteriorul nostru? Și ce ar trebui să facem să schimbăm acest lucru? Și iertați-mă că nu v-am spus înainte că acestea vor fi întrebări. Da, vă mulțumesc mult pentru întrebări. Sunt foarte complicate. Nu știu dacă o să reușesc să răspund bine la ele. În preasfinția voastră, preacucernici părinți, doamnelor și domnilor, bine ați venit la invitația Asociației Creștinilor Ortodoxe din eparhia Vrancei și Buzăului. La o asemenea întâlnire extrem de frumoasă și de luminoasă cu cei mai buni prieteni ai noștri. Cei care se află în spatele nostru și sunt atât de bine puși în lumina lor interioară și exterioară de doamna Aida Șuștăr Borțan. Acum, știți că Alexandrii spunea că românul s-a născut poet. Cred că de un timp încoace am putea spune că românul s-a născut conferențiar. Așa că eu o să încerc scuze înaintea cuvântului meu. Nu vreau să fiu un conferențiar, pentru că nu vreau să conferențiez despre lucruri despre care nu se poate conferenția, ci vreau să fiu prietenul și colegul dumneavoastră, din seamănă dumneavoastră din această seară, să vă spun câteva lucruri pe care le-am înțeles eu dintr-un anume fel de apropiere cu acești prieteni întru Hristos. Atât cred că trebuie să, sau atât ne putem propune. Conferințele sunt scorțoase, sunt așa, cred că ce important este așa să creăm un arc voltaic al sincerității și al comuniunii. Și în primul rând trebuie să ieșim din blazare. E o bucurie nemaipomenită să
purtăm aceste portrete cu noi prin țară, eu cu punerea mea aminte că ele există și că le putem arăta. Și platforma împreună, alături de Asociația Femeilor Ortodoxe, se face acest lucru, încercând să ne opunem acestei boli teribile pe care societatea românească o are, și anume individualismul, însingurarea și indiferența. De aceea există platforma împreună, Asociația Femeilor Ortodoxe și alte și alte lucruri bune care există și pe care seminii noștri le fac împreună pentru a ne opune însingurării, indiferenței și individualismului care ne macină de 30 de ani de zile și din mult dinainte. Pentru că asta ne macină umanitatea, ne macină înțelegerea, ne macină capacitatea de comuniune, ne macină capacitatea de a fi liberi și astfel ajungem să fim conduși de cei mai ticăloși dintre noi, de cei mai neputincioși dintre noi, și de asta România are când și când chipurile pe care le are. Dar sigur că noi nu trăim neapărat numai în relații sociale, trăim noi între noi ca oameni și e foarte important ca noi înșine să putem reflecta câte ceva din bunătatea celor mai buni dintre noi. Și cei mai buni dintre noi au fost și sunt și au rămas acești oameni, unii părinți, preoți, călugări, alții scriitori, alții studenți, alții poeți. O galerie impresionantă a jertfei României și o galerie impresionantă a oamenilor care se opun zi de zi, ceas de ceas, acestei definiții pe care noi o auzim mereu de la un anumit tip de elită politică, intelectuală, tehnocratică, că suntem o țară de mâna șaptea, că suntem un popor de lași, că n-am știut niciodată să trăim, n-am știut niciodată să murim. Și aceștia și mulți alții vin să dea mărturie că nu este așa. Pentru că un popor care este permanent prin televiziune aneantizat, anihilat, în care se spune că nu e în stare de nimic și că tot ceea ce și se arată mereu, numai tot ceea ce este mai rău, un popor care începe să-și uite și eroii și mărturisitorii și e pentru noi toți un păcat teribil. Anul trecut am aniversat 100 de ani de la Marea Unire. Anul ăsta avem, mă rog, și o comemorare și o aniversare a 30 de ani de la Revoluție. Eu mi-aduc aminte de 21 decembrie 1989 și mi-aduc aminte de teribila încleștare care exista pe acel bulevard Magheru din București între 1000-2000 de oameni și, mă rog, agenții înarmați până în dinți a unui sistem care i-a torturat, băgat în închisori, parte din ei omorâți. Eram în aceeași postură cei de acolo, dar vom vedea într-o situație mult mai ușoară, mult, mult mai ușoară, în aceeași postură, în fața libertății, începând să înțelegem temeiul libertății. Și să ne amintim de cuvintele părintelui Steinhardt. Misterul libertății este curajul fizic împotriva morții. Curaj de care ei, mărturisitori, eroi, martiri, au dat dovadă. Aceasta este lecția lor. Adevărul și libertatea într-un Hristos trebuie apărate. Trebuie apărate nu numai în conjuncturi speciale, tragice sau revoluționare, sau trebuie apărate zi de zi.
În 14 mai 1948 au fost luați, arestați în miez de noapte sau în miezul zilei, luați din casă de lângă familii și aruncați în închisori. În 1948, parte din elita politică a României încă își închipuia că România va fi salvată de anglo-americani, cum se numeau atunci. Nimeni nu aflase de peticul de hârtie dintre Churchill și Stalin. Vom afla de-abia peste 50 de ani. România nu a fost salvată, nu a fost extrasă din lagărul unde a fost aruncată, ea și poporul său. Și acești oameni tineri atunci, unii dintre ei chiar aproape copii, a trebuit să suporte această ordalie. Și-au făcut-o în acest mod teribil, în care noi învățăm citindu-le memoriile sau citind mărturiile celor care au fost acolo și înțelegând acest miracol. Mulți dintre ei, și am putut auzi acest lucru, au spus foarte clar. Nu puteai să supraviețuiești acelui iad decât cu credință în Dumnezeu. E un miracol. Suferința ca miracol și ca preț al libertății. Sărbătorind cei 100 de ani, ne aducem aminte că tot jertfe au stat și la temelia Marii Uniri și la împlinirea acestui vis de 1000 de ani al României. Jertfă și suferință a stat și la temelia eliberării României din 1989. Și temelia acestei eliberări a fost pusă de elevii, studenții arestați în 1948, de țăranii arestați începând cu 1945. O întreagă Românie a fost arestată, condamnată, terorizată, torturată în închisori. Jertfă și memorie, cum s-a spus prima oară, jertfa lor și memoria pe care noi trebuie să o păstrăm pentru ca această lecție să fie asumată din generație în generație. Dacă uităm această jertfă, dacă uităm miracolul libertății și suferința cu care s-a plătit acest miracol al libertății, e un păcat enorm. Orice nume am lua e un îndreptar pentru o viață întreagă. Mircea Vulcănescu, Vasile Voiculescu, Părintele Steinhardt, Părintele Gheorghe Calciu, toți sunt oameni care ne-au predat această lecție a libertății, a adevărului și a libertății, întemeiate într-un Hristos. Pentru că singurul mod în care putem fi liberi și cei care au trăit o bună, au o experiență de viață necesară, știu că aceasta este singura libertate. Singura libertate adevărată. Singurul mod în care noi ca oameni putem să ne regăsim ca oameni. Și regăsindu-ne ca oameni, îi regăsim și pe semenii noștri tot ca oameni. Altfel se întâmplă ceva și toate lucrurile devin ceață. În această libertate, și în acest adevăr plătit de unii cu sânge, ne putem vedea chipurile. Vă spuneam de decembrie 1989 pentru că câți dintre cei de acolo știau aceste lecții? Puțini. Cunoșteau sau au auzit de acești extraordinari atleți ai lui Hristos. Și cu toate acestea, această continuitate a existat. Cei care au strigat în decembrie 1989 vom muri și vom fi liberi, s-au hrănit
din sacrificiul lor, din libertatea lor, din miracolul credinței și al suferinței pe care ei l-au trăit acolo. Așa, din generație în generație, din jertfă în jertfă, din credință în credință, rămânem liberi. Pentru că ce ne dorim, ce ne putem dori și ca persoane umane, singulare, au, și ca popor, ca națiune, decât adevărul și libertatea. Să știm că putem să primim acest adevăr, că putem duce din generație în generație moștenirea adevărului lui Hristos și libertate. Pentru că având aceste lucruri, putem să construim, putem să ne educăm, putem să ne educăm copiii, putem să ne construim viețile și, mă rog, ce avem de făcut în viața pe care o avem aici. Altfel nu. Altfel ne lovim de minciună, altfel ne lovim de urât, ne lovim de violență, ne lovim mereu de cei care vor să ne răpească libertate. Cine vrea să fie rob? Nu vrea nimeni să fie rob. Cine se poate elibera din robie, dintr-o robie care este, mă rog, temporar impusă? Cei care acced la acest miracol al libertății, al credinței și al adevărului. De ce modelele lor, suferința lor, este blamată, este ascunsă, este defelită, este defăimată, așa cum este în cazul în ziua de astăzi, când există o întreagă dezbatere despre ceea ce s-a întâmplat la Pitești, unde știm că a fost epicentrul violenței, epicentrul demoniei și extraordinarei dislocări a ființei umane puse acolo în operă de regimul comunist și de brațul său înarmat de securitate. De ce? Pentru că această extraordinară, această putere explozivă a adevărului și a libertății, a suferinței care duce la adevăr și libertate, trebuie ocultată. Las că nu-i mai puțin adevărat că de multe ori indiferența noastră face ca aceste eforturi de ascundere a jertfei, a frumuseții lor, să nu fie chiar necesare. Pentru că trecem plictisiți pe lângă titlurile cărților de memorii, trecem plictisiți pe lângă atâtea lucruri și le considerăm istorie. Trecut. Dar pe această istorie, pe acest trecut, care încetează de a fi istorie și încetează de a fi trecut, pentru că este prezentul jertfei și prezentul învățăturii și a lui Hristos și a bisericii și exemplul lor, se construiește libertatea noastră de zi cu zi și libertatea noastră de mâine. Cei care au murit în 1989 au făcut-o în același duh, cu aceeași credință și cu aceeași nădejde pentru viitor, așa cum au făcut-o acești superbi învățători ai credinței și ai libertății noastre. Spuneam că e o bucurie extraordinară să poți vorbi despre ei și o onoare să putem vorbi despre ei. Să ne bucurăm că o putem face și să o facem pe cât posibil, de mult. Să răspândim modelele, să răspândim chipurile lor. Vedeți, aceasta este poate cea mai bună situație în care, vorbind despre ei, le vedem și chipurile luminoase, concentrate și, mă rog, pline de speranță și de dulceață acestei cunoașteri pe care au avut-o. Asta nu înseamnă că trecem peste sau că edulcorăm
anumite aspecte. Suferința a fost atroce, durerea a fost atroce. Dacă le citim cărțile, și bine ar fi să le citim și să le cumpărăm oriunde le vedem, vedem această extraordinară durere, această extraordinară suferință neomenească. Au trăit iadul și cu mintea și cu trupurile. Și numai credința a dus la miracolul supraviețuirii. Și numai înrădăcinarea în acest adevăr al lui Hristos i-a putut trece peste acel iad. Unii au căzut și s-au ridicat. S-au ridicat spre libertatea și spre bucuria noastră de a avea părinți și învățători. Dacă începem să-i cunoaștem, dacă începem să-i îndrăgim, dacă începem să iubim, miracolul acestei libertăți devine și al nostru. Nu trebuie să facem fapte mari, nu trebuie să plătim prețuri exorbitante, trebuie să fim mai aproape de ei, mai aproape de suferința lor, mai aproape de această extraordinară lumină. Dacă vă uitați în toate aceste, în toată această grafică, pornește lumina din ochii lor. Dacă ne apropiem de această lumină, vom ști siguri cum să fim un pic mai buni, un pic mai liberi și doritori mai mult să obținem libertatea pe care unii ne o refuză de atâtea ori prin minciună, prin dezinformare, spunându-ne că suntem de-a doua sau de-a treia sau de-a șaptea mână. Suntem un popor care a plătit mult și greu și libertatea și unitatea. Asta nu înseamnă că suntem unicul popor care a jertfit atât de mult, dar în niciun caz nu suntem și nu avem chipul celor care știu să ne învrăjbească unii pe alții, spunându-mă că aproape nu mai avem niciun chip. Noi nu putem avea chipul molului din colț sau chipul afacerii pe care unii sau alții o fac mai bine sau mai prost. Noi nu putem avea decât chipul adevărului, al libertății și a ceea ce e mai bun și a fost mai bun în noi. Această lecție, această luare de mână a fiecăruia și ce bine ar fi ca tinerii să fie mult mai aproape de aceste chipuri. Ce bine ar fi ca tinerii să audă mai mult despre ei decât despre cine știe altcineva. Și să fie mult mai aproape de privirea și de modelul lor. Asta și ne dorim, asta și încercăm să facem pe cât posibil, să trecem aceste chipuri ale libertății, ale frumuseții, către generația tânără. Să sperăm că cât mai mulți dintre ei vor scutura, mă rog, anume juc al necredinței și al confuziei, îndreptându-se către adevăratele modele. Dar pentru asta e o luptă teribilă. E o luptă pentru că dacă aceste nume nu sunt vehiculate de școală, nu sunt vehiculate de muzee, nu sunt vehiculate de cultură, e greu. Sunt multe redute de cucerici de apărat în continuare și nu putem face decât tot noi, fiind mai aproape unii de alții și mai aproape de adevărul a ceea ce ni se întâmplă. 30 de ani de libertate, 30 de ani în care aceste modele au fost aduse la suprafața istoriei, ne-au fost din nou livrate și ne facem datoria să dăm mai departe aceste modele. Să vorbim despre ele, să ne bucurăm de existența lor. Ele ne învață să fim liberi,
ele ne învață să fim oameni, așa cum cartea părintelui Steinhardt, apărută în 1991, a învățat o întreagă generație, a mea, deci generația Revoluției, să devină liberă, să se apropie de biserică, de Hristos, să descopere adevărul vieții, vieților. Sunt întâlniri miraculoase în viețile noastre și trebuie să avem și puterea și dăruirea să le transmitem către cei care vin în urma noastră. Pentru că nu facem decât să transmitem chipul adevărului și chipul acestei țări, care este luminos, care este cald și care este un adevăr care trebuie purtat în continuare. Așa putem rămâne un popor, așa putem rămâne o societate, așa putem rămâne oameni care ne putem privi în ochi unii pe ceilalți. Experiența libertății, într-adevăr, ca să revin la întrebările doamnei Secrieru, experiența libertății este teribilă și ea deschide această teribilă perspectivă asupra prețului care este de plătit. Și dacă ne uităm la prețul plătit, la imensa suferință și imensul sacrificiu făcut, ne dăm seama care este adevărul, care este prețul și cât de greu e să obținem această libertate. Dar la sfârșit e frumusețea acestei libertăți și frumusețea spiritului care înfrânge odioasa tortura celor care și-au pus în minte să evacueze umanul din noi înșine. Mă refer aici la experiența comunistă, la tot ceea ce s-a întâmplat din 48 până în 1989. Vedeți, există un metabolism biologic pe care îl știm, nimic din ceea ce este afară nu poate deveni al nostru decât prin acest proces. Un cuvânt care vine din greacă și care înseamnă transformare. Tot ceea ce există în jurul nostru, dacă vreți ca și un măr pe care îl înghițim, îl mestecăm, devine al nostru printr-un proces chimic, biologic, care este și el în esență un mister. Dar există și un metabolism spiritual. Luăm din această viață și din această lume lucruri care devin ale noastre, devin noi înșine. În cazul lor, acest proces de transformare a fost teribil. Au fost închiși și s-a încercat asupra lor, efectiv, mă refer în special la ceea ce s-a întâmplat la Pitești, demonizarea. Au fost supuși urii, supuși torturii, supuși violenței, obligați să-și defăimeze părinții, toate adevărurile, au primit această otravă a unei demonii teribile. Și ce a făcut Duhul lor? A transformat această ură în adevăr, în credință, în libertate și în iubirea de vrăjmași. Toți cei care au fost făcuți una cu cimentul celulei și-au iertat torționarii. Toți cei care trebuiau să devină din oameni demoni și nu au devenit și-au iertat torționarii. Mircea Vulcănescu, murind, a spus să nu ne răzbunați. Pentru că, nu, judecata nu e a noastră, e a lui Dumnezeu. Și un popor care nu și-a judecat călării. Și i-a lăsat în viață, printre noi, cu aceleași pretenții, și a avut această extraordinară frumusețe de a nu se răzbuna. Deci, iată încă o notă pe chipul pentru constituirea chipului României. Eu
viața mea a fost schimbată de citirea mărturiilor lor, de citirea cărților și de discuțiile cu cei din acea generație. Am avut prilejul, bucuria și onoarea să-l cunosc pe Petre Țuțea, să vorbesc luni de zile, ani până la urmă. Alții au avut alte întâlniri și această discuție, această întâlnire, transmiterea acestor modele, acestor lecții, sau pur și simplu citirea memoriilor, mărturiilor lor, a fost transformatoare pentru mulți dintre noi. Așa se reface țesutul unui popor, așa probabil se poate rezista în continuare. Să sperăm că prilejurile în care ne întâlnim ca cel de astăzi e unul din aceste prilejuri în care transmitem bucuria și darul pe care l-am primit de la acești martiri, mucenici, sfinți, eroi ai României, atât de greu încercate. Dumnezeu să ocrotească România! Întrebările despre libertate, pentru că libertatea e foarte greu de văzut care este scopul ei concret. M-am gândit la o primă și simplistă avertizare pe care noi, cei care încercăm să apărăm valorile creștine, o primim din primele momente ale educației, și anume să facem diferența între libertatea adevărată și libertatea prost înțeleasă, care ar putea conduce la ideea că poți face orice vrei. Dar ascultându-vă și scopul adevărat real al întrebărilor mele legate de libertate, nu era doar pentru libertatea în sine, ci pentru a ne explica, și am o întrebare vis-a-vis de ceea ce ați spus, pentru a ne explica dacă există vreo legătură între un alt plan mai subtil și de aceea mai ușor de a ne păcăli, de înțelegere greșită a libertății și individualism. Adică, e adevărat, poți separa greșita înțelegerea libertății ca fiind ceea ce poți face, ce vrei să faci tu, de adevărata libertate. Dar întrebarea fundamentală într-o societate atât de dezbinată, într-o societate în care acțiunea social-creștină e exclusivă a bisericii, în care oamenii abia reușesc să facă ceva mai mult decât propria lor milostenie, în care oamenii se judecă unii pe alții mai ușor decât se unesc unii pe alții pentru a face o faptă bună, în care doar spațiul eclezial rămâne spațiul de comuniune, în afara lui abia se salută. Deci, într-o astfel de societate, întrebarea este, nu cumva un plan mai subtil al proastei înțelegere a acestei libertăți determină individualismul crunt în care trăim? Și dacă, da, așa cum eu intuiesc, tot acest lucru este și explicația pentru care timp de 30 de ani copiii noștri n-au învățat niciun singur cuvânt la școală despre acest tip de act istoric, dincolo de actul de jertfă creștină.